Salutare lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Five Nights at Freddy's 2. Azi vom continua cu noaptea a șasea. Să sperăm că o să o trecem. Bine, hai să vedem. Totul în regulă? Ne sună telefonul? Pule grozi. Ce ți se pare că fac? Și mie acum îmi zici, nu? Așa. Bine. Mersi. Deci, pe scurt, mâine o să fim în tura de zi. Da. Wow. Puț. Eu. Eu. Homă, ai sânge? Bine. Face și Freddy o baie în sânge. Ce știți voi? Așa trebuie să arate orice local. Aoleu, ce cu sunetul ăla? Bă, marionetă, iar e băut. Bă, groaznică marionetă asta. Mă plimb. Ce știți voi? Sunt un urs cu un microfon în mână care se plimbă. Acum merem jos? No, hai, dacă merem jos. Și nimeni nu observă pălăria mea. Nimeni nu observă. Încă niște pete de sânge. Ce știți voi? Ce mai mare atrag... Wow. Alo? Ce-i asta? Să ne apropiem. Piu, 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 piu. Bă, mi-e frică! Merem înainte, de ce nu? Acum s-o termina jocul. Bă, da, a fost fain. A fost distractiv. Hai să mai încercăm o dată. Da, ce sunete scotea și Freddy ăsta. Da, mă rog. Niște jucării. Bă, mie îmi plac jucăriile astea. M-am jucat cu ele toată ziua. Ce știți voi? Nu știți voi cum se procedează aici. Hai. Hello? Să-ți fie rușine. E cineva aici. Mai dăm un pic cu lumina în față, să fim siguri. Neața. Așa. Pleacă, pleacă, pleacă! Bun, băiat. Avem o găină. Am găsit găină, am găsit găină, am găsit găină, nu vă mai spun. Măcar jumătate să încarci. Eram sigură că erai tu acolo. Eram sigură! Du-te și tu de aici. Du-te! Pleacă! Nimeni nu te iubește. Vedem la 12. Nu, nu tu! Nu, du-te! Trebuie să învârți de manetă! Nu! Nu! Ce m-a speriat? M-a cuprins panica. Credeam că suntem prieteni. Ah!
Bine, momentan totul în regulă. Momentan. Bă, nu știu ce vine ăștia toată ziua pe aici, așa, nu dau nimic că gratis. Bă, îți dau chef de muncă, îmi pare rău, n-am nicio din asta. Eu îmi iubesc slujba, să se știe, o iubesc din tot sufletul, însă mi-aș dori să demisionez mâine. Numai din cauza voastră. Voi m-ați făcut să muresc slujba. E purașul de Paște. Bă, nesimțitule, tu acum vii. Bun, e găina, nu ne facem probleme. E doar față de prăjitură. Ce? Dar n-ai fost acolo? Bă, bă, trișorule. Tu te-ai munț, trișor. Freddy, nu-ți mai vreau să-ți văd privirea. Pleacă. Mai încercăm o dată. Sunt sigură că o să reușim până la urmă. Am impresia că noaptea 6-a din Five Nights at Freddy 2 poate să fie mai grea decât noaptea a 4-a din Five Nights at Freddy 1. Și dacă astea sunt grele, nici nu vreau să-mi imaginez cum e noaptea Nightmare. Nu, noaptea Nightmare, noaptea... Da, noaptea Nightmare din Five Nights at Freddy 4 și Aggressive Mode din Five Nights at Freddy 3. Dar cel mai frică. Mi acum, că nu știu despre ce e vorba în noul proiect al lui Scott. Adică cum mi-a dat o față acolo. În continuu sunt pe site să văd dacă nu se adaugă nimic nou. Îmi dați seama că nu pot să stau și eu toată ziua, dar mai intru și o să văd. Și mai dau restare la pagină, dar bă, nimic. Tot ăsta nu vrea să ne dea absolut nicio informație. Aud că se mișcă cineva, fi prin cameră, cel mai probabil. Dar nu mă uit. Poate bă unul. De la ora 3, văd că nu mă mai lasă să trec. Freddy. E Freddy. Veni și banii. Dacă știți cum mi-e de groază și la jos camera și să-mi sară ăla în față. S-o mai apropiat ăsta? Nu știu. Numai tu puteai să fii. Dintre toți, numai tu puteai să fii. Hello. 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 Hi. Vom reuși, hai că vom reuși.
deși mai avem o singură baterie. Te-am prins, fraiere. Te-am prins. Și tu, luați-vă de mână și plecați, hai. Deja nu mă mai panichez când îl văd pe Golden Freddy. Hello. Lasă-mă să prind becul. Jumpscare marioneta, bă. Încă un joc. Yeah, ne jucăm cu Foxy. Yeah, putem să merem. Merem. Yeah, a venit Foxy. Yeah. A doua oară. Ne pregătim. Start! Hai că merem. Yay! Bun! Stai! Tu cine ești? Merem la el. Ce? Nu ne lasă? Da, ăsta cine-i? De ce-i roz? De ce ești roz, pă? Ce? Ce? Nu! Ne-am obișnuit deja cu tine, Foxy, dar mă rog. Stai așa! Bă, cine era tipul ăla roz? Deci nu seamănă cu Purple Man, cel care i-a omorât pe copii. Oare să fie o legătură între ei? Cred că mi-am dat seama de ceva. Dar doar Hi. Cred că o fi doar o chestie de-a mea. Dar tipul ăla nu seamănă cu Purple Man. E roz. Sau ceva magenta. Tipul magenta. Tipul magenta la datorie. Bă, stai. Dacă Purple Man e băgat în Spring Trap, atunci tipul ăsta avea un zâmbet larg pe față. Bă, nu știu dacă vă prindeți și voi, dar dacă ar fi oarecare legătură, mă gândesc numai. Oare fi o legătură cu acest Magenta Man și copiii? Adică, serios, noul joc pe care îl face Scott, ce legătură ar avea? Adică, Purple Man e mort. Copiii au fost răzbunați, copilul mușcat am aflat și cu el care e povestea. Oare fi o legătură între Purple Guy și... Da, totul e Fungi. Sau
Nu, o să-l numim Magenta Man. Așa o să-i zicem. Dar Hai. dacă între ei doi chiar există o legătură. Adică ar fi cam normal, nu? Five Nights at Freddy 2 e un local, iar Five Nights at Freddy 1 e alocat. Copiii nu ori poseda localul. Adică așa îi pot muta după cum te tună pe tine capul? Nu prea cred. Și să nu veniți să-mi spuneți că localul din Five Nights at Freddy 1 e același local cu cel din Five Nights at Freddy 2, că e cea mai mare prostie pe care își puteau auzi. Da? Nu-i. Localul ăsta e mult mai mare și are mai mulți animatronici. Celălalt era mai mic. Nu zic o sigură, decorări, că ori mai scos din cameră, că ori mai făcut nu știu ce. Nu, aș vede eu așa ceva. Nu cred eu că... Sunt două locale diferite, mă întreb. Oare sunt mai mulți copii? Și dacă da, atunci e același ucigaș sau îs mai mulți? Oare ar fi posibilitatea să fie mai mulți ucigași? Să fie doi? Adică să fie Purple Man și Magenta Man? Știți la ce mă refer? Atunci există alți copii. Hai că suntem din nou cu Freddy. Ce trebuie să facem? A, uite iar marioneta. Bă, fraiere, tu ne-ai dat jumpscare, treci numai aici să vedești. Să vezi, îți dau direct cu microfonul în cap, treci numai aici. Bă, nu fugi de mine, eu sunt Freddy cel cu microfonul în mână, treci numai aici, numai să vezi ce-ți dau. Hai că-l prindem. Hai, ca la maraton. Nu pot să... S-o terminat aici? Bă, ne-o scăpat. Lasă că-l prindem pe fraier, că-l prindem noi și să vedeți numai ce face. Pun eu microfonul pe el. Da, nu. Hai să continuăm povestea noastră. Dacă-s doi ucigași, atunci nu sunt mai mulți copii? Sau... Da, asta tind să cred că sunt mai mulți copii. Pentru că Scott a afirmat că s-a terminat povestea. Patru jocuri, o poveste. Dar ce-i cu al cincilea joc? Și oarecum era normal să apară și Five Nights at Freddy 5. Adică, serios, Five Nights, 5. Nu era oarecum logic. Dacă stai să te gândești bine. Ba, era chiar foarte logic. Era logic să te gândești. Că, nu. Două localuri diferite, două perechi diferite de animatronici din toate punctele de vedere. Adică designul e mult mai mare la animatronicii ăștia față de cei din Final Fantasy Freddy 1 care arată diferit și chiar foarte diferit, deci nu doar puțin diferit, să zicem, la ăsta. Nu știu care, cred că i-au pus pălăria să arate diferit. Nu, sunt diferite. Nu poți să spui că seamănă dintr-un anumit punct de vedere. Pentru că nu e adevărat. Adică uitați-vă și voi. Deci asta ar putea să însemne că... Nu. Ar putea să fie doi ucigași și mai mulți copii. Și dacă da, atunci Magenta Man funcționa rău.
că uitați că izolat. Pentru că, de ce se mișcă animatorul și toi dacă ei nu sunt posedați de nimeni? Serios? Nu și-o pus chiar nimeni întrebarea asta. Și să nu spune că nu a adus și pe ei la viață, că așa a adus și pe ăștia la... Trebuia să bage pe cineva înăuntru, nu? Să-i trezească, dar să fie cineva. Am dreptate sau am dreptate, Freddy? Dacă am dreptate, dispar. Vedeți? Deci există, dar nu uitați, e doar o părere. Asta nu înseamnă că ce zic eu se va face neapărat. Există o posibilitate foarte mare să mă înșel. Să sunt și eu, nu și greșesc. Da? Deci, nu neapărat, părerea mea trebuie să fie și părerea voastră. Deci, există o oarecare posibilitate, una foarte mică, da, există o posibilitate foarte mică ca eu să am dreptate. Da, am mai auzit părerea asta, dar acum că văd și joculețul ăsta, mă face oarecum să înțeleg că nu arată, deci n-are cum să arate la fel. Unul arată într-un fel, unul arată în alt fel. Nici vorbă să există vreo coincidență. Adică, serios. Sau poate ori fi frați cei doi, cine știe? Magenta Man cu Purple Man. Și dacă da, oare-i cui? Să-mi scrieți în comentarii dacă știți. Sau dacă aveți vreo părere. Și vă vreo părere, scrieți-mi. Și dacă vă întrebați de unde mi-a venit ideea asta, vă zic din prima, că mi-a venit-o de la gamerul zombie. Nu, n-am furat ideea. Este părerea lui și oarecum e logic să existe mai mulți copii dacă sunt mai multe costume. Adică, serios, sunt vreo 10, hai să zic, 11 sau 12 costume în Five Nights at Freddy's 2. Oare acțiunea se va petrece în restaurantul din Five Nights at Freddy's 2? Oare povestea va fi special legată de Five Nights at Freddy's 2? Eu una așa cred. Ar putea să fie exact restaurantul ăsta, poate mai diferit, mai sumbru, mai macabru, poate fi un alt restaurant de tipul Fazbear Fright. Știți? Cum a fost cel din Five Nights at Freddy's 3. Există posibilitate. Sau, din nou, cum am spus, se poate petrece în Fredbear's Family Diner. Nu știu. Adică și, sincer, chiar sunt curioasă cum ar fi arătat Golden Freddy normal. Am auzit unele lucruri cum că în Five Nights at Freddy's 5 sau în Five Nights at Freddy's Sister Location nu s-ar putea să apară niciunul din Chica, Foxy, Bunny, Freddy. Și eu le dau dreptate. S-ar putea să nu fie.
Deși ar fi sfârșitul pentru toți fanii Foxy, Chica, Bunny și da, și Freddy, deși nu prea are foarte mulți. Însă poate am aflat care a fost povestea cu Spring Bunny sau Golden Bunny sau cum vreți voi să ziceți. Varianta lui Springtrap, fără Purple Guy înăuntru. Sau nu, cum am spus, să fie ăsta. Două, deci, cum să zic, două perechi, nu cred că aș zice corect, două perechi de copii. Nu, n-aș zice. Deci, faza care am auzit-o de la gamerul zombie cu acei copii. Hai. Știți? Bine. Cu acei copii, că s-ar putea să se întâmple odată în Five Nights at Freddy 1 cu ei s-a terminat toată povestea, s-a dus, totul e în regulă. Știți? Deci cu ei s-au terminat, ei s-au răzbunat pe ucigașilor, dar rămân cei din Five Nights at Freddy 2. Ei pe cine să răzbună? Doar nu pe același. Chiar nu cred că pe același. Știți? Și în plus, nici nu a apărut. A apărut Marioneta și Balloon Boy. Sunt singurii care din... Nu, stai, și Mangle. Ei trei au apărut. Și am auzit cum că și ei ar fi trei copii omorâți de Purple Man. Sau poate că nu. Până la urmă, Mangle apare și în Five Nights at Freddy 4, în camera surorii. Sincer, nu cred că e chiar așa de bine să dai cu părere, adică sunt foarte multe opțiuni, foarte multe păreri diferite și pur și simplu îți dau o durere de cap, vă zic sincer. Adică e una să vezi jocul cum o să fie și alta cum o să fie el de fapt. Adică când am auzit prima oară de Five Nights at Freddy, m-am gândit... Bă, ce prostie o fi și aia, o fi un loc din ăla de copii, sau... Când am auzit că e horror, o fi vorba de o casă în care trebuie să găsești chestii sau din astea. Nu. Am fost surprinsă să văd așa ceva. Da, Freddy, am fost surprinsă să-ți văd mutra de cocalar. Și sincer, chiar speram ca jocul să nu se termine. Adică, serios, dacă se termină jocul, sunt foarte mulți youtuberi, nu numai eu, și sincer, nu mă acces numai pe Five Nights at Freddy, o să joc mai multe jocuri. Dar momentan se termin pe asta, pentru că mie îmi place foarte mult și chiar vreau să-l termin. Iar apoi, nu știu, o să văd. Nu pot să-mi dați voi idei ce ați mai vrea să joc. Să nu-mi scrieți Outlast, că nici măcar prin cap nu-mi trece să joc prostia aia. Nu că n-ar fi fain jocul. E fain, dar eu nu vreau să mă joc. Vreau să joc altceva, tot pe tematică horror. Sau cine știe, poate scot o să mai scoată, pentru că Five Nights at Freddy este invenția lui, este numele inventat de el. Poate face câte jocuri cu numele ăsta vrea. Dacă vrea, poate să scoată 100 de jocuri. Dacă scrie Five Nights at Freddy, cea mai mare parte dintre voi îl descărcați. Pentru că noi, Five Nights at Freddy, cine nu și l-ar descărca? Recunosc că și eu aș fi foarte tentată
să mi-l descarc, dacă e Five Nights at Freddy. Cum am fost tentată să mi-l descarc și pe prostioara aia, Five Nights at Freddy World. Pentru că eu cred că Scott ne-a trolit cu chestia aia. Chiar cred eu că ne-a trolit la faza aia. Adică fac din cel mai de succes joc de groază un joc pentru prunci de 3 ani, serios. Altceva nu s-a trecut. Și în plus, l-au scos de pe Steam după câteva zile. Nu doar din cauza că era scump, ci că nu era unul din ăsta. L-au băgat pe ăla pentru că e foarte ușor să faci un RPG din ăla. E chiar foarte simplu și eu aș putea să fac dacă m-aș pricepe la din astea și dacă aș vrea. Deci aș putea să fac și eu un RPG dacă am eu cheie. Dar nu vreau. Chiar nu vreau. Nu. No. Ce să zic? Hai că mai încercăm o dată. Și asta e ultima oară. Dacă nu reușim tura asta, îmi pare rău, dar nu, oricum n-aveam de gând să fac custom night-urile. Deci eu practic am terminat, doar că mai e și asta. Deci dacă nu trecem tura asta, trecem direct la Five Nights at Freddy 3. Deci următorul episod o să fie cu Five Nights at Freddy 3, obligatoriu. În regulă? No, sper să nu vă supărați acum, dar chiar nu am niciun chef să mai stau. Că deja mă doare capul. Și văd că nu merge. Poate pentru că nu e originalul, e numai o extensie a lui Five Nights at Freddy, deci nu e jocul original. Jocul original cuprindea mai multe chestii. Știți? Al meu nu are sunetele lui Mangle când e în ventilații sau în cameră. Cameră încă nu știu, că n-am verificat să văd dacă poate Mangle să intre în cameră. Știți? Și mai multe n-are, dar n-am de gând acum să le spun chiar pe toate. Și plus, e al naibii de greu. Absolut nimic. Și trebuie să fiu concentrat aici. Și în același timp trebuie să fiu concentrată să nu-mi sară vulpoiul ăsta în față, că dacă îmi sare, nu mai scap. Dar nu. Nu știu dacă o să fac Five Nights at Freddy 4, deci probabil că o să-l fac. Nu știu, mă mai gândesc. Dar cel mai probabil o să-l fac. La Five Nights at Freddy 3. Nu știu, v-am zis, e extensie și ăla l-am luat de pe un site. Știți? Am luat de pe un site și atunci e doar extensie, nu e jocul ăla original. Jocul e luat de pe un site și nu prea, nu e la fel. Deci e o diferență între jocul original și extensie. Deci nu poți să pui tot într-o extensie. Unele lucruri trebuie să le scoți. Cum ar fi și demo-urile, sunt un fel de extensie, dacă e să zicem așa. Știți? Nu, no, am rămas și fără baterie. Dacă ne-am pierdut bateria, suntem ca și morți.
Și nici măcar nu 3 AM sau 4 AM sau măcar 5 AM să ne pierdem bateria. Nu, noi ne pierdem fix la 2 AM. Ba nu, bă, m-am înșelat. S-a făcuse 3 AM. Dar nu ne lasă să trecem mai departe, eu vă zic. Deci nu mai are rost. No. Asta a fost tot cu Five Nights at Freddy 2. Îmi pare rău că n-am reușit să-l trec. Dar asta e. Dacă nu ne lasă, nu ne lasă. Că am încercat de o grămadă de ori. Deci chiar o grămadă de ori am încercat și nu mi-a ieșit. Ce să mai zic? Da. No. Asta e ce. Deci nu știu ce să zic. Nu ne lasă să trecem. Probabil așa o să fie și în agresiv mod la Five Nights at Freddy 3. Chiar n-am nicio idee. Dar asta e tot pentru astăzi. Eu am fost Randafirul Negru și ne vedem data viitoare. Pa!